Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit la o nouă emisiune, o nouă emisiune care se vrea o continuare la ceea ce v-am povestit acum o săptămână. Acum o săptămână începusem o emisiune numită Arta de a fi tânăr și la bătrânețe. Mă bucur că am primit din partea dumneavoastră o mulțime de semne, o mulțime de accesări s-au făcut la această emisiune, care mi-a dat de înțeles că pot să continui și astăzi. După cum se vede, are titlul emisiunea de astăzi, de fapt este o întrebare. Nu e retorică, e o întrebare cât se poate de serioasă. Îmbătrânim timpuriu? Sau mai exact, cauzele îmbătrânirii timpurii. Îmbătrânirea, până la urmă, este un proces cât se poate de natural. Este un proces inevitabil. Ceea ce se poate totuși netezi, să zic așa, ceea ce se poate totuși atenua, sunt simptomele îmbătrânirii. Dragii mei, acestea, credeți-mă, acestea pot fi întârziate. Foarte mulți savanți vorbesc despre sfera longevității. Sfera longevității și despre viteza de scăpare. Viteza de scăpare din sfera longevității. O spun un lucru care s-ar putea mulți dintre dumneavoastră să nu știe. Astăzi, cu trecerea pentru dumneavoastră și pentru mine a unui an din viață, mai primim 0,3 ani. Deci la fiecare an noi mai primim 0,3 ani. Sigur că unii dintre dumneavoastră o să mă întrebe, bine mă Ioane, dar doar atât? 0,3? Nu. Nu chiar doar atât, pentru că dispunem de tot soiul de progrese tehnologice, atât tehnice, atât medicale și așa mai departe, procese care, inevitabil, ar putea să ducă, într-un viitor foarte apropiat, la mărirea acestei cifre de 0,3 ani, care ni se dă bonus, ni se dă cadou, cu primirea fiecărui an. Dar sunt câțiva cercetători ai viitorului, ca de exemplu Aubrey de Grey sau Ray Kurzweil, ăștia, dragii mei, sunt foarte optimiști și afirmă că în câteva decenii, nu e mult câteva decenii, o să putem atinge viteza de scăpare. Ce înseamnă viteza de scăpare? Adică să ieșim din sfera aceasta a longevității în care ni se dă un biet bonus de 0,3 ani la fiecare an. Dar, pe de altă parte, sunt și cercetători și savanți ai viitorului care spun, domnule, noi suntem mai puțin optimiști că vom atinge un plafon
pe care nu o să-l putem depăși. Indiferent de câtă tehnologie se va acumula în jurul nostru, nu o să putem atinge această fugă de scăpare din sfera longevității. Astăzi, biologia certifică faptul că celulele noastre au o capacitate de regenerare care, dragii mei și dragile mele, cu greu ar putea scăpa de cifra fatidică de 120 de ani. Mă, până la urmă, asta așa între noi să vorbim, până la urmă nici nu ar fi prea rău 120 de ani. Sigur, să atinzi cifra asta e foarte frumos, dar să nu o atinzi în timp ce o asistentă medicală îți schimbă pampersii și te întoarce din când în când pe o parte, pe alta, iar tu nu știi dacă ai mai mâncat ceva acum un sfert de oră sau n-ai mâncat. Nu, ferească Dumnezeu. Știu, vă văd că dați din cap, mai exact clătineați așa din cap. Da, sunt cazuri, multe, milioane de cazuri în care nu s-a atins 120 de ani, dar așa după 90 de ani, zic bine 90, bine, astea sunt mici speranțe de ale mele și de ale dumneavoastră. După 90 de ani încep să apară cu acuitate tot soiul de chestiuni. Dar, mai e mult până acolo, așa că să mergem cu Dumnezeu înainte, da. Dragii mei, o întrebare. Cât vom trăi totuși? Ioane, dragă, ne aburești aici de 10 minute cu tot soiul de chestiuni. Mă, fratele meu, spune-ne, cât vom trăi? Acum, cât vom trăi? Nu pot să vă spun, pentru că trebuie să mă credeți pe cuvânt de onoare că nu sunt Iisus Hristos. Deci nu pot să vă spun. Dar, putem vedea care sunt cauzele îmbătrânirii timpurii. Adică să ai 61 de ani și să arăți ca de 91 de ani. Asta, deci îmbătrânire timpurie. Haideți să începem cu o expresie pe care, un slogan pe care îl știți încă din școală. Nu din liceu, chiar din școala generală. Mens sana, in corpore sana. Bă, frumos o spunea latinul. Minte sănătoasă, în corp sănătos. Adică, e o clasică deviză care are, dragii mei, un grad de înțelepciune extraordinar de mare. Această frază ne amintește că atât mintea cât și corpul sunt extrem, dar extrem de importante. Iar sănătatea unei persoane este strict legată de cealaltă componentă. S-a demonstrat faptul că între factorii esențiali pentru a rămâne tânăr, se află mintea activă, mintea flexibilă și capabilă, dragii mei și dragile mele, și capabile să învețe tot timpul câte ceva. Să învețe în continuare. O minte tânără îl determină pe orice individ să caute un stil de viață sănătos care să întârzie îmbătrânirea. Lipsa exercițiului mental are consecințe
cât se poate de negative asupra individului. Deoarece provoacă pierderea neuronilor și nu numai neuronilor, ci și a conexiunilor interneuronice și, prin urmare, diminuarea capacității de reacție. Tocmai de aceea este nevoie de o gimnastică a creierului, o gimnastică a minții. Există un neurolog, Breznitz se numește, Shlomo Breznitz, este unul din promotorii gimnasticii mentale. Acesta susține că este nevoie de numeroși stimuli pentru menținerea în formă a creierului dumneavoastră. Și al meu. Există o contradicție, fiți foarte atenți ce vă spun acum, există o contradicție între ceea ce este bine pentru o persoană și ceea ce îi place să facă acelei persoane. Da, din păcate, există o contradicție destul de mare. Ceea ce este bine să faci și ceea ce îți place să faci. Oamenilor, în special celor mai în vârstă, le place să facă lucruri pe care le-au făcut întotdeauna. Adică lucruri clasice. Problema apare atunci când creierul desfășoară activități extrem de rutiniere, extrem de obișnuite. Da, aveți dreptate. Și în momentele acelea nu mai este nevoie de gândire. Nu mai este deloc nevoie de gândire. Când faci chestii rutiniere. Doamne iartă-mă, la ce dracu te gândești când mergi să cumperi untul, laptele, să-ți plătești factura la gaze sau la curent? Astea sunt chestii rutiniere, domnule. Nu-ți cere deloc gândire. Sau, mă rog, foarte mică. Foarte mică. Totul se face automat, rapid, cu eficiență și chiar mai rentabil, astfel încât există tendința de a te atașa pur tu jur pentru totdeauna de aceste activități de rutină. Da, domnule? Să faci ani și ani de zile aproape același lucru. Rutina. Singurul mod de a le evita este expunerea creierului la informații noi. Asta arăta neurologul Breznitz, Shlomo Breznitz, promotorul al gimnasticii mentale. Asta arăta dânsul într-un interviu realizat în cadrul programului REDS al lui Eduard Panzert. În acest mod, prin introducerea unor informații noi, creierul creează conexiuni noi și, ce mai important, se revitalizează. De aceea este important ca creierul dumneavoastră, creierul meu, da, și creierul tău, sigur că da, prietene, să fie expus la schimbare. Chiar dacă în momentul când se iese din zona de confort, să se creeze niște stări de anxietate, de spaimă. Oh, da, e foarte, foarte greu pentru unii. Pentru alții nu e chiar așa greu,
să iasă din zona de confort. Zona aia ta, pe care o știi de ani de zile, îți creează panică uneori, frică, anxietate. Ce mai încolo și încoace, dragii mei, efectele antrenamentului mental au fost demonstrate științific. Deci nu sunt povești spuse de Ioan Mega la ora 2, într-o sală foarte frumoasă. Nu, nu sunt povești. Sunt efectele demonstrate a antrenamentului mental, demonstrate științific. Același domn neurolog, Breznitz, le consideră utile la mai multe niveluri. Începi să-ți antrenezi creierul și o faci printr-o activitate cu care te confrunți, dragul meu și draga mea, pentru prima dată. Pentru prima dată. Sigur, sigur, o să ți se pare cât se poate de dificil să faci chestiunea asta. Dar pentru că înveți, deci înveți, antrenamentul, în general, funcționează. Bun. Sigur. A doua oară, îți dai seama că este... Mă, fratele meu, parcă e mai ușor a doua oară, așa zici. Parcă nu mai e așa greu. Cum, de ce? Mă întrebească de ce. Pentru că o faci din ce în ce mai bine, dragul meu. Pentru că o faci din ce în ce mai bine. Efectul pe care îl are asupra stării de spirit a persoanei este fantastic. În fapt, în realitate, este o transformare care nu afectează doar rezultatele care le obții, ci și percepția asupra propriei tale persoane. Te trezești vorbind singur în baie, să nu zicem chiar în baie, te trezești gândindu-te, mă frate, mă, ia uite ce am început să fac, ia uite că merge bine, mă, înseamnă că e o soluție de antrenare a creierului extraordinară. Și îți schimbi puțin sau mai mult părerea despre tine. Sigur că unii dintre dumneavoastră o să spună că antrenamentul ăsta mental al profesorului Breznitz, neurologul nostru Breznitz, pare cam sofisticat. Însă doar prin interacțiunea socială cu alte persoane se poate evita depresia la care conduce singurătatea, generându-se noi stimuli. Vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră de emisiunea cu ani în urmă? Doamne, dar ce emisiune? O emisiune, cred că avea peste 500 de accesări, ceea ce mă bucură. O emisiune intitulată, dacă bine mi-amintesc, Despre singurătate, despre vârsta a treia. Ei, și acolo vorbeam despre depresie la care duce singurătatea și ce se poate face pentru a evita toate chestiunile astea. Ioane, Ioane, ușor de vorbit. Da, în fine, în fine. Dragii mei, de la vârsta de 20 de ani, neuronii încep să îmbătrânească. 20, nu 80. De la 20 de ani, neuronii încep să bătrânească. Însă, bineînțeles, dragii mei, există un însă. Însă, procesul acesta de îmbătrânire a neuronilor, de distrugere a unor neuroni, se încetinește prin activitate intelectuală. Păi de ce, Doamne iartă-mă, de ce am dat noi titlul la emisiuni
avem nevoie de cultură. De hohă, așa, de nebun? Nu, domnule. Ia uși ce spun și marii savanți. Ia uși ce spun. Procesul de îmbătrânire a neuronilor se încetinește prin activitate intelectuală. Și când spun asta, o spun cât se poate de serios. Prin curiozitate și, nu în ultimul rând, prin dorința de a învăța. Confruntarea cu situații noi, învățarea unui lucru nou, interacțiunea cu alte persoane, par să fie vitale pentru mentalul nostru. Cu cât este mai pozitivă atitudinea noastră în acest sens, cu atât mai mari sunt beneficiile pentru mintea noastră. Cred că nici nu a fost prea greu ce am spus până acum, nu? Să beau un pic de apă, îmi dați voie. Cred că nici nu a fost prea greu și multe din chestiunile astea sunt convins că le știați. Da, n-ați uitat ce am zis. De multe ori nu se potrivește ceea ce vrem noi cu ceea ce facem. Bine, mergem mai departe. Apropo, înainte de a merge mai departe, un mic exemplu, apropo de lucruri noi, chestiuni care îți fac gimnastica creierului. Cu vreo 30 și ceva de ani în urmă, mă aflam în situația în care vă aflați mulți dintre dumneavoastră, în care reușeam să fac cu foarte, foarte mare succes un ceai sau să prăjesc un ou. Ce spuneți? Că doar atât? Da, doar atât. Asta reușeam să fac. Și într-o zi m-am gândit, domnule, vreau să încep să învăț să gătesc. Am pus-o pe soția mea să-mi dicteze niște meniuri și am umplut, dragii mei, un caiet cu aceste meniuri, un caiet care acum este aruncat nu mai știu unde prin casă, un caiet deja murdar, paginile murdare de cât am întors în primii ani, în primele luni, în primii ani, cât am întors paginile. Astăzi nu mai am nevoie de acel caiet, astăzi merge mintea sau, cum spune neurologul nostru vestit, dacă prima dată am ars mâncarea și am aruncat-o undeva și am tras apa, a doua oară sau a treia oară sau a patra oară, n-am mai aruncat-o. Și mi-am dat seama că încep să învăț să gătesc. Și mi-am dat seama astăzi că gătesc foarte bine. Uneori poate chiar mai bine decât dumneatale, doamnă. Nu, e o mică glumă, te rog să mă ierți, doamnă. Da, iată deci ce înseamnă antrenamentul, un exemplu de antrenament mental, care, da, poate pare sofisticat, sigur că nu e ușor să te apuci de la făcutul unui ceai să faci un cordon bleu, de exemplu. Hai că am zis-o bine, un cordon bleu sau niște ciuperci înăbușite. Nu e ușor. E chiar, cum spune domnul aici, Brezniț, sofisticat. Dar, se poate să faci și chestia asta. Un alt capitol. Am să vă vorbesc despre unul din cei mai mari asasini. Nu vă speriați, lăsați-mă să îmi termin ideea. Unul din cei mai mari asasini ai longevității. Stresul, așa se numește. Cum spuneți, că știți de el? Păi sigur că știți. Tot globul pământesc știe ce înseamnă stresul. Mai ales acum, mai ales în situația pandemiei, care pe foarte mulți din lumea asta ne-a închis, ne-a reținut, ne-a claustrat,
am stat, stăm în casă, am stat, unii am stat, unii nu mai stăm, mă rog, știm ce este stresul. Am să încep cu următoarea frază. Multe persoane par mai în vârstă decât anii care iau. Mai avem, mă uitam la ceas, mai avem vreo 20 de minute. Deci, repet, multe persoane par mai bătrâne decât sunt. Studierea motivelor acestei îmbătrâniri premature a dovedit, dragii mei și dragele mele, că stresul exercită o influență foarte mare. Deoarece în perioada de criză, cum este chiar acum, repet, în perioada de criză, corpul uman se deteriorează tot mai mult. În urma cercetării acestui proces de degenerare, Institutul American, tot americanii, Institutul American al Stresului a ajuns la concluzia că majoritatea problemelor de sănătate sunt cauzate de stres. Repet, majoritatea problemelor de sănătate sunt cauzate de stres. Asta e. În același sens, Spitalul Universitar din Heidelberg a realizat un studiu prin care s-a ajuns la aceeași concluzie, care v-am spus-o acum câteva secunde. Universitatea din California, în anul 2004, a realizat un studiu foarte interesant. Ia fiți atenți! Un studiu prin care s-au colectat date și mostre de la 39 de femei supuse la un nivel ridicat de stres, pentru că dragele de ele aveau anumite afecțiuni, erau supuse la anumite afecțiuni de care sufereau copiilor. Bineînțeles, ce mamă și ce tată nu este afectat când fiul sau fiica este bolnavă, chiar de o simplă răceală, dar minte de alte treburi. Apoi, studiul a comparat cu date ale unor femei cu profil similar, dar, care aveau copii sănătoși, deci un nivel cât se poate descăzut de stres. Da, așa e, de stres. Grație acelor mostre s-a dovedit științific la Universitatea din California, iar ei au transmis-o lumii, că stresul intensifică îmbătrânirea celulelor. Celulele se slăbesc, afectând la rândul lor reînnoirea celulară și așa mai departe. Studiul, în final, a demonstrat că efectul de degradare a celulelor era cu atât mai mare cu cât stresul era mai mare. Bun. Hai să vedem. Dom'le, cum funcționează stresul ăsta? În prezent, multe persoane trăiesc într-un ritm alert și, cum să vă zic eu, în condiții de competiție aproape zilnice. Condiții de competiție. În această situație, stresul este un răspuns natural, generat de informația pe care o primește corpul, o informație ca fiind potențial periculoasă sau dificilă. Da. Aceasta este o reacție a priori utilă pentru organism, deoarece îți permite supraviețuirea în condiții dificile. Aduceți-vă-ți aminte de acele emisiuni de pe History, de pe Viazat History, mă rog, emisiuni despre supraviețuire în condiții precare, în condiții de pericol maxim.
Vă aduceți aminte cât erau de stresați acele personaje? Sigur, o să-mi răspundeți că era un stres, așa trebuia să fie, în film, că era un film, mă rog. Nu, nu, era un stres pentru condițiile periculoase și dificile în care trebuia să trăiască acei oameni. Aceasta, da, mesajul de alertă face ca neuronii să activeze glanda pituitară. Na, acum trec pe medicină, doamne, nu mult, puțin. Și se produce hormonul care eliberează corticotropina ce se transmite în corp prin sistemul care ăla, da, sistemul simpatic. Se eliberează adrenalină, adrenalina mărește frecvența respirației, frecvența cardiacă și pregătește mușchii, nu numai inimii, mușchii în general, pentru acțiune. În acest mod, corpul dumneavoastră, corpul meu, este pregătit să acționeze rapid în fața unui potențial pericol. Da. Uite, aici japonezii, tot japonezii, săracii, ne dau câteva remedii pentru atenuarea stresului. Multe dintre ele le știți. Le spun, scuzați-mă, pentru cei care întâmplător nu le știu. De exemplu, să faci o baie mai îndelungată decât de obicei. Și în timp ce te relaxezi, să asculți muzică. Orice fel de muzică care cu siguranță îți place. Poate fi Brahms, poate fi Beatles, poate fi Ioan Bocșa, muzică populară, poate fi orice. Totul este să-ți placă și să te relaxeze. Să ai masa ta de lucru, casa ta, dormitorul și tot ce te înconjoară să fie curat și ordonat. Omule, dacă observi că ești stresat, trebuie să faci un pic de ordine în primul rând în jurul tău. Da, da, să faci ordine în jurul tău. Și aici mi-aduc aminte, în vreo câteva din cărțile care le-am scris și le-am publicat, cred că vreo 3-4, în vreo 3-4 am atins problema asta, am descris cu mare satisfacție, cu mare, mare satisfacție, ceea ce eu numeam cel mai iubit loc din lume pentru mine. Și acesta era locul în care cream, în care scriam, birou, toate lucrurile din jurul lui, toate lucrurile din casă, absolut tot ce mă înconjura, casa mea, cetatea mea, cum spune latinul. Da, deci despre toate astea vorbeam. Mi se părea un lucru fantastic. Nu pentru că o spune japonezul, așa o simțeam și eu. Pe urmă, să faci mișcare, exerciții de respirație profundă, să ai o dietă echilibrată, meditație de orice natură ar fi. Poți medita, dragul meu, într-un grup, poți medita singur, pot orice gen de meditație, să mergi la biserică. Da, să mergi la biserică, să mergi într-un grup, să faci o meditație de natură asiatică, tailandeză, vietnameză, orice natură ar avea această meditație. Pentru că astfel este mai probabil să desfășori această activitate o perioadă mai îndelungată dacă o faci în grup decât dacă ai face-o singur. Bun, cât mai avem? Mai avem vreo 7-8 minute, bun. Timpul totdeauna vine în spatele meu și a dumneavoastră.
Haideți să vă spun un lucru care cu siguranță foarte puțin din dumneavoastră o știu. Stresul moderat. Ați auzit de cuvântul moderat? Stres moderat, cuvintele, stresul moderat. Ei bine, este benefic pentru sănătate. Hai că nu știați asta. Să vă spun și de ce. Tot așa cum stresul excesiv, stresul susținut este un inamic recunoscut al longevității și al sănătății fizice și mentale, nivelurile scăzute de stres, s-a dovedit că aceste niveluri scăzute de stres sunt benefice pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru colegii mei, pentru toți. Sunt benefice. Haideți să vedem de ce. După ce a studiat evoluția subiecților, profesorul Howard Friedman de la Universitatea din California, el a studiat evoluția subiecților timp de peste 20 de ani. Păi da, așa se fac studiile, nu în 3 luni. Timp de peste 20 de ani. Și el a ajuns la concluzia că, fiți atenți, persoanele care aveau un nivel scăzut de stres și care se angajau în provocări și lucrau cu mai multă perseverență pentru a obține succese, da, sunt din ăștia foarte mulți, ei bine, trăiau mai mult decât decât persoanele care optau pentru un stil de viață, cum să-i spun, tihnit și care se retrăgeau la pensie cât mai repede, dacă se poate. Dacă se poate, ieri. Domnul profesor Friedman a ajuns la concluzia că stresul în doze mici, mici, este pozitiv. Deoarece, atenție, cei care trăiesc cu nivel scăzut de stres încearcă să aibă și obiceiuri mai sănătoase. Fumează mai puțin, consumă mai puțin alcool, a declarat cercetătorul la terminarea studiului. Mi-aduc aminte, iară vin cu exemple. Și care sunt cele mai bune exemple și mai credibile? Exemple care le dai vorbind despre tine. După ce m-am pensionat, da, și eu am făcut treaba asta, am mai lucrat 10 ani. Repet, după pensionare firească, datorită vârstei, am mai lucrat 10 ani. 10 ani, câte 8 ore pe zi, cu carte de muncă, bla, 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 tot tacâmul. Și mă întrebați că mi s-a bărit pensia? Fugi, domnule, de aici. Insignifiant, dar am lucrat. Am simțit nevoia că am, ca, cum spunea fiul meu, v-am zis săptămâna trecută, mi-e teamă, tată, că dacă nu-ți găsești de lucru, o să umbli pe pereți. Nu vreau să umblu pe pereți. Da, încă vreo 4 minute. Sedentarismul în creștere la oameni, în special în lumea occidentală, favorizează, dragii mei, apariția unor patologii numeroase, ca hipertensiune arterială, știu că o știți, și eu știu, sau obezitate, care afectează, despre ceea ce vorbim și astăzi, despre longevitatea individului. Apropo de obezitate, în Statele Unite, ...40% dintre adulți sunt obezi. Este cea mai mare rată din toate timpurile. Păi mă, fratele meu, cum să nu fie mare? 40% din adulți sunt obezi. Și 19% dintre copii și adolescenți sunt de asemenea obezi. Știți foarte bine, știu și eu, în Statele Unite se circulă 1% pe jos și 99% se circulă în mașină. Sunt distanțe mari,
vorba lui fiul meu, tata, astăzi mergem la un parc natural să-l vedem, ceva splendid. E departe? Zic eu, departe. Cum să fie departe? Mergem cu mașina, ajungem. Am făcut 3 ore până acolo, ci că n-a fost departe. Pentru ei nu e departe, domnule. Și atunci, sedentarism în mașină. Sigur, cunosc ce vreți să-mi spuneți. Se poate compensa cu mișcare. Așa e. Cât o fac din ăștia care stau cu fundul ore întregi în mașină? Cât fac mișcare? Da, sigur, o face fiul meu, trebuie să recunosc. De 2-3 ori pe săptămână face basket, face tenis. Și alții fac. Lumea nu se reduce la fiul meu. Nu, nici de pentru mine se reduce la el, dar pentru restul lumii nu, nu. Și alții fac mișcare. Trebuie făcută mișcare. O să vorbim, dacă mai avem timp data viitoare, despre acest inamic al tinereții, sedentarismul, care poate favoriza dereglări alimentare, apariția hipertensiunii, boli cardiovasculare, osteoporoză și chiar anumite tipuri de cancer. Dar despre asta, data viitoare, a venit și momentul, dragii mei, scumpii mei prieteni, să ne despărțim pentru o săptămână, sper. Înainte de a ne despărți, vă invit din nou pe cei din grupa a doua, cei trecuți de 65 de ani, să mergeți să vă faceți vaccinul anticovid. Eu l-am făcut din 22, astăzi suntem în 27, parcă. Deci de aproape o săptămână l-am făcut. Cineva m-a întrebat acum o jumătate de oră, și domnul Meghea, cum e? Cum a fost? La mine, că nu pot vorbi și pentru restul de 7 miliarde de oameni cât are globul pământesc, la mine n-a fost absolut nicio problemă. Sper că nici la dumneavoastră să nu fie nicio problemă. Vă invit să vă faceți acest vaccin. Da, în rest, toate cele bune, să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare, să vorbim în continuare, dacă doriți, asta o să văd din accesările dumneavoastră la emisiunea de astăzi, să vorbim din nou despre secretele pentru o viață lungă și mai ales fericită. La bună vedere, nu uitați, dragile mele și dragii mei prieteni, vă iubesc din suflet!